Dragi prieteni tineri și oaspeți ai acestei locații deosebite, ne bucurăm ca în această seară să fim împreună din nou aici la Porumbacu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a călăuzit pașii noștri, a fost cu noi în călătoriile pe care le-am făcut și iată-ne din nou în această primăvară anului 2019. Avem bucuria să fim aici pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a petrece un timp de părtășie unii cu alții, și pentru a studia mai mult în ceea ce privește armura învingătorului, care este și genericul acestei tabere naționale pentru tineri. Mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă viață și har și pentru că ne oferă aceste binecuvântări speciale, iată-ne că aici, la Porumbacu, ca dintotdeauna, putem privi în jurul nostru și vedea lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Putem să admirăm natura, putem să ne bucurăm de ciripitul păsărilor, putem să auzim acest pâriaș care curge neîncetat. Toate aceste lucruri pe care noi le vedem ne descoperă dragostea lui Dumnezeu. Și de aceea, în numele Departamentului de Tinere, vă spunem tuturor un bun venit, fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe parcursul acestei tabere și să ne rugăm ca experiența noastră aici să cunoască noi dimensiuni în relația noastră cu Dumnezeu, să descoperim mai mult din caracterul Lui și, de asemenea, să descoperim, de fapt, și lupta în care suntem angrenați, începând de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă. Deși aparent trăim într-un timp de pace și libertate, un timp de prosperitate, de 6.000 de ani de când păcatul a pătruns în lume, de fapt, omenirea este în război. De când omul a ales să asculte de glasul vrășmașului în grădina Edenului, a ales calea neascultării și, prin urmare, în Geneza capitolul 3 cu 15, este o declarație prin care Dumnezeu a spus: vrăjmășii voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. De 6.000 de ani, ca oameni și nu numai, ca tineri al acestei generații, suntem puși în fața unor alegeri. Alegem să ascultăm de Dumnezeu sau alegem să ascultăm de glasul vrăjmașului? Alegem să ascultăm de prințul luminii, adică de Domnul Iisus, sau de prințul întunericului? Ca tineri și nu numai, în fiecare moment al vieții noastre facem alegeri fiind influențați de aceste două puteri: puterea lui Dumnezeu și puterea vrășmașului. Ne-am propus ca pe parcursul acestei întâlniri să studiem mai profund, pe baza acestui generic, armura învingătorului. Care este secretul prin care noi, ca oameni, ca tineri, ca și copii ai lui Dumnezeu, putem să fim învingători? Pentru că la finalul istoriei acestei lumi vor fi învingători și învinși, biruitori și biruiți. În ce categorie ai dori ca să te afli atunci? În ce categorie ai dori ca să te afli astăzi? Aș vrea ca să citesc pentru început textul care a constituit și textul moto al acestui generic, al acestei tabere, și se află în Romani, capitolul 13, versetul 14. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să nu-i treziți poftele. Aceasta este sugestia cuvântului Dumnezeu care ne poate oferi câștig în această cauză, în această luptă cu puterile întunericului. Și în Efeseni, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă câteva lucruri extrem de importante și valoroase pentru noi, care poate să ne ofere biruință în viața noastră de fiecare zi. Voi citi din Efeseni, capitolul 6, la versetul 10, la versetul 13, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Iată că aici cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă care poate fi soluția, care poate fi secretul prin care noi ca și oameni, ca și tineri putem ca să fim învingători. Care sunt luptele pe care le duci în viața de fiecare zi? Care sunt alegerile pe care le faci sau le facem? Așa ca pe parcursul acestei tabere să descoperim mult mai profund din cuvântul lui Dumnezeu ce poate să ne consolideze credința noastră și ce ne poate ajuta în a obține biruința. Aș vrea ca în aceste câteva momente să descoperim câteva caracteristici ale unui luptător care își dorește să câștige biruința. Sigur că în toate aceste prezentări care vor fi susținute, se vor aminti componentele acestei armături despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă analizăm de la versetul 10 la 13, aș vrea ca să prezint câteva caracteristici a unui luptător, a unui biruitor. Pentru că pe Marea de Cristal, în Împărăția lui Dumnezeu, se vorbește în Cartea Apocalipsei despre cei care vor fi biruitori. Nu am găsit în Sfânta Scriptură, în nicio făgăduință a Bibliei, că în Împărăția lui Dumnezeu, pe Marea de Cristal, va fi vreun învins. Va fi unul care n-a biruit în lupta cu păcatul și în lupta cu vrășmașul. O primă caracteristică a unui luptător este că el trebuie să aibă o încredere deplină în Dumnezeu. Iar înțeleptul Solomon spunea, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Deci încrederea în Dumnezeu este esențială. Ca tânăr, în viața de fiecare zi, în lupta cu dorințele, cu obiceiurile, cu influențele vrășmașului, ai nevoie și am nevoie de o încredere neclintită în Dumnezeu. Un al doilea aspect pe care îl putem extrage din aceste texte este că un luptător trebuie ca să fie echipat corespunzător. Și spunea aici Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. De ce este important ca toate aceste componente ale armurii să fie în componenta sau în componența echipamentului unui învingător? De ce? De ce nu ar putea fi îmbrăcat doar parțial? Ca să ne poată asigura biruința și ca să putem fi învingători, cuvântul lui Dumnezeu spune, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Un alt aspect pe care îl putem lua în considerare și cea care poate să ofere biruința unui luptător este că în această luptă nu trebuie să-i fie frică de adversar. Sunteți de acord? Dacă un luptător, dacă cei care sunt angrenați în diferite sporturi, de la momentul în care intră pe terenul de joacă sau un ring, este frică de adversar, ce șanse are să învingă? Din start este un învins. De aceea în mintea unui luptător trebuie să existe o încredere în Dumnezeu și să nu-i fie frică de adversar. Un alt gând pe care aș vrea ca să-l amintesc, un luptător trebuie să asculte de conducătorul lui. Spuneam de la început că de când a intrat păcatul în lume, omenirea și noi ca oameni suntem puși față în față să alegem să ascultăm de Dumnezeu sau să alegem să ascultăm de vrășmaș. De vrăjmașul lui Dumnezeu. Dacă am decis ca să ascultăm de Dumnezeu și să credem în El,
Este nevoie ca în viața de fiecare zi să-L ascultăm pe Dumnezeu, pe cuvânt. Un alt aspect care poate să ne ofere biruință în lupta cu păcatul este că un luptător trebuie să aibă în mintea lui foarte bine creionat sau creionată ideea și cauza pentru care luptă. Apostolul Pavel spunea, eu lupt, dar nu ca și cineva care luptă în vânt. Cei care am ales să fim la această tabără și cei care vor mai veni, este clar în mintea noastră cauza pentru care luptăm? Pentru ce investim energie, capacități, putere, tinerețea noastră, darurile noastre, talentele noastre? Este clar creionat în mintea noastră cauza pentru care luptăm? Dacă nu este clar în mintea noastră, atunci să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descoperă, ca apoi, având această armătură a lui Dumnezeu, să putem înțelege clar care este cauza. Și Apostolul Pavel spunea, eu mă lupt nu pentru o coroană care se poate veșteji, ci pentru o coroană care nu se veștejește niciodată. Ca luptători, ca și tineri, trebuie să influențăm și pe cei din jurul nostru, să-L creadă pe Dumnezeu, să se îmbrace în această armătură, să asculte pe Dumnezeu pe cuvânt și să descopere care este cauza pentru care și-ar dori să lupte. Aș vrea să citesc și un gând inspirat din cuvântul lui Dumnezeu, din spiritul profetic, din Solii pentru tineret, pagina 430. În timp ce unii tineri își irosesc puterile în deșertăciune și nebunie, alții își instruiesc mintea adunând cunoștință, încingându-se cu armură spre a se angaja lupta vieții, hotărât să facă să fie un succes. Dar ei nu pot avea succes în viață oricât de sus ar încerca să se cațere, dacă nu-și concentrează afecțiunile asupra lui Dumnezeu. Dacă vor să se întoarcă la Domnul cu toată inima, respingând lingușirile celor care slăbesc în cea mai mică măsură ținta lor de a face binele, ei vor avea tărie și încredere în Dumnezeu. Dragi prieteni, dragi tineri, Dumnezeu ne-a oferit capacități, talente, daruri. În ce dorim ca să le investim? Spunea aici cuvântul lui Dumnezeu că există tineri care își risipesc puterea, darurile pe care le au în lucruri care nu le aduc folos spiritual și o creștere în relația cu Dumnezeu. Sau putem ca să investim toate aceste lucruri și să îmbrăcăm această armură pentru o cauză nobilă, pentru o cunună care nu se poate veșteji. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți pe parcursul acestei tabere, să ne rugăm ca să avem o experiență nouă cu Dumnezeu aici, în acest cadru minunat, și El să ne vorbească fiecăruia dintre noi, după nevoile noastre, după nivelul nostru de înțelegere, ca plecând de aici, în viața de fiecare zi, să obținem o biruință deplină. Apostolul Pavel spunea în Efeseni 6:13, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Mulțumim pentru aceste gânduri și în cele ce urmează, o fetiță, Larisa, dorește să laude pe Dumnezeu cu o cântare. O așteptăm să vină în față și în urma cântării ei va fi prezentat de către fratele Maftei câteva îndemnuri în continuarea a ceea ce s-a prezentat. Iisus, mâna ta peste noi întinde iar mâna ta ne secat izvor de har, bogății din iară sar peste
Dragi tineri, dragi oaspeți și toți aceia care ați avut bucuria și plăcerea ca să fiți în locul acesta, vă salut, vă spun un bun venit și fie ca harul lui Dumnezeu să ne însoțească pe parcursul acestei tabere, astfel încât să putem înțelege cât mai mult din măreția acestui subiect, armura învingătorului. Mulțumesc organizatorilor pentru că m-au invitat ca să petrec acest timp împreună cu dumneavoastră. Mă simt onorat în privința aceasta și privilegiat și mă bucur că pot să petrec împreună cu dumneavoastră aceste clipe minunate. Aș vrea ca pentru început să citim un text al Sfintei Scripturi cu privire la acest subiect măreț și anume din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 2, ultima parte, care ne spune și a pornit biruitor ca să biruiască. Se spunea foarte corect că cel mai greu moment al unei lupte nu este momentul efectiv al confruntării, ci este momentul dinaintea confruntării. Atunci se duce adevărata bătălie în mintea acelui luptător. Este adevărat că fiecare etape a vieții îi este caracteristic ceva distinct. Se caută înțelepciunea și experiența la cine? La aceia care au trecut deja prin viață. Despre copii spunem că partea lor este joaca, râsul, bucuria și dezinvoltura. Dar ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este lucrul acesta care îl găsim în 1 Ioan capitolul 2 versetul 14. Și anume, v-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari. În viziunea noastră se pare că biruința este a oamenilor care sunt puternici. O să avem în vedere atunci când discutăm despre confruntarea care a fost între filisteni și Israel, la un moment dat au zis, biruința este de partea noastră. Avem pe Goliat, este invincibil și biruința este de partea noastră. Se pare că nu neapărat puterea aceasta este ceea ce avem nevoie pentru a fi învingători. Și de aceea studiem acum în acest context subiectul acesta, armura învingătorului. Pentru că este cert, toți aceia care intră într-o confruntare, într-o luptă, cum sunt îmbrăcați? Sunt îmbrăcați în armură. Cel puțin în perioada în care erau cavalerii și erau luptele dintre ei, erau îmbrăcați într-o armură specială. Iată că în cuvântul lui Dumnezeu vom vedea că biruința nu depinde de ceea ce credem noi că este de valoare. Poate ne punem încrederea, cum a fost și Goliat, puterea este de partea lui, mărimea și câte și mai câte avantaje erau de partea lui.
Se poate întâmpla ca să ne punem încrederea, eu știu, în uneltele pe care le posedăm în dotare. Cert este că Biblia consemnează oamenii care sunt tari, oamenii care au fost puternici și totdeauna au fost apreciați oamenii de acțiune, oamenii pe care te poți baza. În Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu îi identifică pe aceia care au fost viteji. Și în 1 Cronici, capitolul 11, sunt enumerați vitejii care erau în oastea lui David. Și spune, iată după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David. Și îi identifică, observați, pe nume pe fiecare. Deci aceasta înseamnă că Sfânta Scriptură onorează și Dumnezeu apreciază pe oamenii care sunt realmente devotați, oamenii care sunt loiali, care sunt puternici. Dincolo de aceasta, aș vrea să vă prezint aici, probabil mulți dintre dumneavoastră cunoașteți această persoană. Câți dintre dumneavoastră cunosc această persoană? Se vede? Haideți să vă spun câteva cuvinte despre această persoană. Deci, numele acestui domn este Florin Colceag, este doctor în economie, este specialist în modelare matematică și poate ni se pare un lucru foarte mare. Antrenor de genii. Se spunea că este foarte important ca un luptător să asculte de antrenor. Și întotdeauna fiecare luptător are în spatele lui un antrenor care îl motivează. Menirea antrenorului este aceea de a îl motiva întotdeauna, a ridica moralul și a-i mări încrederea în el și în puterea pe care o are. Acest personaj, am apreciat un lucru pe care l-am găsit pe un site, life.ro, și spune, la naștere, toți copiii sunt supradotați. De cei care pălesc, mamele sunt responsabile total. Dacă acest personaj, nu-l cunosc personal, doar am văzut și am cunoscut din alte surse despre el. Se pare că scrie într-un fel cum am zice noi, exact cum învățăm noi. Cât de importantă este o mamă în biruința pe care copilul o va câștiga la timpul final. Dincolo de aceasta, o altă afirmație, un alt studiu care a fost făcut de NASA spune că 98% dintre copii se nasc genii. Într-un interviu, dr. George Land a vorbit despre rezultatele șocante ale testelor de creativitate pe care el și echipa sa le-au elaborat în cadrul unui proiect special al NASA. Sarcina echipei psihologilor a fost de a alcătui un test care să permită evaluarea și măsurarea potențialului creativ al copiilor preșcolari. Rezultatul i-a șocat pe psihologi și pe toți aceia care au fost implicați în acest proiect. De ce anume? Și haideți să vedem. Spune, în general, testul le propunea copiilor diferite sarcini clare, sugerându-le să rezolve într-un fel sau altul, potrivit capacităților lor, iar testul a fost efectuat pe un eșantion de 1600 de copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 5 ani. De ce spun specialiștii care s-au ocupat de acest studiu că au fost șocați? La acea vârstă, oamenii de știință au fost pregătiți pentru multe. Dar ceea ce au descoperit i-a derutat. S-a dovedit că în categoria de vârf a testului, considerat de psihologi, ca fiind genialitate, au ajuns 98% dintre copii. În momentul când au văzut rezultatele testului, spuneau specialiștii, lucrul acesta este greșit. Dar observați că Domnul Dumnezeu ne spune, împărăția lui Dumnezeu este ca a cine? Împărăția lui Dumnezeu este ca a unora ca ei. De ce? Vom vedea de ce este împărăția lui Dumnezeu
a unora ca ei. Pentru că la acea vârstă, mintea este total capabilă să poată să facă analize raționale și să poată să înțeleagă mai mult decât vor ajunge cei care sunt în vârstă. Spuneam că din moment ce 98% dintre cei care au fost supuși testului au ajuns la acest procent, s-a considerat că testul este incorect. Dar dezvoltatorii nu au renunțat. Și ce au făcut? Au efectuat același test la copii, dar deja când copiii aveau o vârstă mai mare, după aproximativ 5 ani de zile. De data aceasta, rezultatul a fost șocant. Și spune că în categoria de imaginație ingenioasă au ajuns doar 30%. Foarte interesant. După 5 ani de zile, acei copii care erau la un procent de 98%, în 5 ani de zile au ajuns la un procent de 30%. Și interesul a fost strânit mai departe. Rezultatul a fost atât de ciudat încât NASA a devenit din nou interesată. A efectuat același test pe aceiași copii, dar iarăși la o altă vârstă, și anume după încă 5 ani. Ce au constatat ei? După ce au trecut alți 5 ani, a scăzut procentul de ingeniozitate al copiilor și a ajuns la aproximativ 12%. Șocați în privința aceasta. Și merg mai departe în privința aceasta. În următorii 5 ani, NASA nu a așteptat și a făcut acest test pe un eșantion aleatoriu de adulți și în rândul adulților, stupoare. Spuneam că se așteaptă ca înțelepciunea și experiența să fie, zicem noi, de partea celor care au trecut prin viață. Dar ei au fost surprinși și au spus că doar 2% au ajuns la acea capacitate de geniu. Ce vrea Dumnezeu să ne spună în privința aceasta? Și citesc din ceea ce este amintit aici în spiritul inspirației. Spune că toate însușirile și talentele pe care le are ființa umană, în minte, în suflet și trup, îi sunt date de Dumnezeu pentru a fi folosite în așa fel încât să atingă cel mai înalt nivel de dezvoltare posibil. Adică Dumnezeu nu vrea ca, venind în lume, având o capacitate intelectuală de genii, așa cum spunea și domnul Colceag și spunea și acest studiu de NASA, să nu ajungem de la acel stadiu de 98% de geni, din capacitate de geniu, să ajungem, când vrem să fim la final, se spunea cum trebuie să fim la final. Să fim cât se poate de puternici, cât se poate de pregătiți, de capabili, încrezători și biruința să fie de partea noastră. Dumnezeu ne oferă toate însușilele, toate talentele și tot ce avem nevoie. De ce? Pentru a ieși învingători, pentru a ajunge la cel mai înalt stadiu de dezvoltare. Știți că sunt diferite ipoteze. Când vorbim de creier și de capacitatea creierului, se spune că folosim, unii spun, ipotetic, 5%, 10%, 20% din capacitatea creierului. Câți la sută folosea oare Daniel sau înțelepții Babilonului? Probabil că nu se știe și nici nu se va ști, dar este o certitudine că Daniel, cum era? De 10 ori mai înțelept decât toți înțelepții Babilonului. Haideți să vedem Daniel, omul integru, ce îl caracteriza pe acesta și cum a ajuns el ca să fie cu adevărat omul acela puternic, omul acela integru. Sunt cuvintele lui și el spune: eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul. Și cui vorbise Domnul? Ce cărți studia Daniel? Ca să ajungă Daniel. Deci foarte important, trebuie să știm și noi lucrul acesta. Daniel a fost un om, un personaj imbatabil. Fără cusur. Iar acest personaj, acest om de credință, a ajuns la această statură și la această poziție pentru că el spunea: eu am văzut din cărți. Înseamnă că el studia
Și ce cărți studiam? Cărțile prorocului Ieremia. Și acolo a descoperit el aspectele care îi interesau și îl interesau pe el pentru, cu toată puterea. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu? Cât de important este acest spirit al profeției pe care Daniel, acest om integru și puternic, l-a studiat? Este un cuvânt inspirat care ne spune că Biblia este fără rival. Din punct de vedere al influenței educative, Biblia este fără rival. Și de ce? Niciun alt domeniu de cercetare nu conferă capacităților minții o vigoare care să poată fi comparată cu puterea intelectuală generată de efortul de a surprinde și de a pătrunde adevărurile uimitoare ale revelației divine. Deci, cu alte cuvinte, acei oameni care se angajează în studiul Scripturii ajung să fie oameni cu adevărat ca cine? Ca și Daniel. Spunea el, am găsit și am cercetat unde? Din cărți. Și studiul acesta lărgește capacitatea de pătrundere și capacitatea intelectului nostru. Tineretul de astăzi, cât de mult se dorește acest studiu? Cât de mult suntem preocupați astăzi de acest studiu? Și spune cuvântul inspirat, tineretul de astăzi și noi care suntem aici în acest moment, putem avea aceeași experiență ca și Daniel. Putem avea același spirit pe care l-a avut Daniel. Putem avea același izvor al puterii, aceeași putere de stăpânire pentru noi înșine și poate putem da pe față același har în viață, chiar și în împrejurările cele mai grele. Și aceasta nu înseamnă decât să ne pregătim pentru lupta care ne stă în față. Și haideți să vedem ce înseamnă de fapt această pregătire pentru lupta care ne stă în față. Aș vrea să amintesc că în continuare, următorul verset care era din ceea ce citea fratele Ghiță, și cuvântul ne spune, stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei. Cu alte cuvinte, distingem aici elemente care fac parte din armura creștinului sau din armura, să spunem, biruitorului. Ați auzit probabil expresia, mi-a luat mijlocul. Da, vă este cunoscută și cred că fiecare ați auzit această expresie. Ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Este de fapt o problemă care apare la nivelul coloanei vertebrale. Și în momentul acela, oricât de puternic ar fi o persoană, în momentul când coloana este paralizată, toată puterea lui cum este? S-a terminat. Ați văzut, fără un picior, un om se poate târî, se poate deplasa, fără o mână, fără eu știu cum altceva. Dar fără mijlocul care este puterea, acolo este concentrată puterea fiecarei persoane, este imposibil ca omul să fie pregătit pentru acțiune. Iar Dumnezeu acest lucru vrea. Oameni capabili, oameni puternici, oameni tari, oameni care să te poți baza pe ei în situații critice. Și cuvântul spune, stați gata. Aș vrea ca să subliniem acest aspect, stați gata. Și dincolo de aceasta, când suntem gata, de ce anume să fim gata? Pentru că, observați, spunem, gata, mă pregătesc de luptă. Și ce fac? Mă încing cu armura. Bun, dar dacă vorbim să ne încingem cu adevărul, era slide-ul precedent, dacă ați observat, dacă se vede în imagine, este un halterofil, cineva care într-adevăr dă dovadă de putere. Ceea ce este caracteristic acestei persoane este faptul că atunci când el se duce și se pregătește de a da dovadă de tăria și puterea pe care o are, el este încins. Tocmai special ca această zonă, mijlocul,
să poată să fie strâns și să nu cedeze. Dar atunci când vorbim de mijloc încins la creștin, Apostolul Petru ne spune că, de fapt, care e ce anume ce trebuie să încingem. Și spune 1 Petru, capitolul 1, versetul 13, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. De ce? Pentru că adevărul, unde trebuie să fie? La aici? La nivelul centurii halterofilului? Nu. Adevărul trebuie să fie în mintea noastră. Și spune cuvântul, subliniem, fiți gata sau fiți stregi sau poate alte expresii, vegheați. Și de ce lucrul acesta? Să fim încinși, să fim gata, să fim veghetori și ne punem întrebare, de ce atâta preocupare pentru lucrul acesta? Haideți să vedem de ce. Pentru că se spunea că suntem într-o luptă de 6.000 de ani. Nu luptăm cu oricine. Chiar atunci când intrăm într-o dispută unul cu altul, eu nu vin să mă lupt cu fratele Neluțu. Vă aduceți aminte când Petru îi spune Domnului Hristos, imediat după ce a fost discuția aceea că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, apoi vine momentul când spune să te ferească Domnul să ți se întâmple una ca asta. Ce îi spune Domnul Hristos? De la momentul acela când îl laudă, îi spune acum, înapoi a mea Satano. De fapt, spiritul inspirației spune foarte clar că de fapt nu lui Petru îi se adesa în acele momente, ci se adesa exact vrăjmașului care se interpusese între Petru și Domnul Hristos. Și atunci noi când avem de luptat, nu ne luptăm unul cu celălalt, ci ne luptăm cu acela care conduce mintea mea sau mintea aceluia cu care eu intru în dispută. De aceea spune aici cuvântul, Satana urmărește mintea nesupravegheată. Și cum anume? Spune, o urmărește cu atenție, și anume momentul în care mintea rămâne fără supraveghere, pentru că atunci să o poată lua în stăpânire. Și aș vrea să vă întreb, ce se întâmplă când mintea este luată în stăpânire? Să ne punem întrebare, ce se întâmplă dacă mintea mea este luată în stăpânire de Satan? Poate nu este cea mai sugestivă imagine. Cu siguranță că dumneavoastră ați văzut imagini și mai șocante. Sunt alte, unele care sunt atât de șocante în privința aceasta încât mi-a fost greu să aleg altceva decât ceea ce am pus aici. Ce se întâmplă când mintea este condusă de Satan? În momentul acela, voința persoanei respective este paralizată. Ați întâlnit cu siguranță și dumneavoastră persoane care, cu care ați discutat și le-ați spus probabil, a fuma nu este bine. Ați întâlnit persoane care să vă contrazică și să spună că, ba da, este benefic fumatul. Ați întâlnit persoane de genul acesta? Da? Bun, poate că unii oameni consideră că este benefic. Dar, personal vă spun, am întâlnit persoane care mi-au spus, ai dreptate, Daniel, fumatul este dăunător. Și în momentul următor, ducea țigara la gură. Ce denotă lucrul acesta? Oamenii aceștia au o voință paralizată. Oamenii aceștia, oricât de mult ar dori ca să renunțe, nu mai au puterea de reacție a minții ca să aibă atâta voință încât să spună stop. Și acest lucru este dovada că oamenii aceștia sunt dominați de vicii. Dar noi astăzi suntem tineri și aici nu cred că este vreo persoană care să fumeze. Dar cu siguranță că avem și noi alte lupte cu care ne confruntăm. Ați auzit de multe ori că sunt unele obiecte care ne fură atât de mult timpul și poate ca și tineri, copii, părinții v-au spus, dragul mamei, te rog frumos, oprește-te, nu mai pune, nu mai ține ăsta în mână, nu mai sta cu ochii acolo, nu mai sta și... Ce înseamnă de fapt lucrul acesta?
înseamnă că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să ne spună într-adevăr, lucrul acesta este greșit. Și din acel moment avem nevoie de o putere de la Dumnezeu ca să putem spune, da, trebuie să fac o alegere în privința aceasta. Acest lucru o spuneam, îmbrăcați și încinși cu adevărul. Și adevărul care trebuie să fie la nivelul minții, unde este, unde se ia cu adevărat, se iau deciziile. Spune cuvântul mai departe, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. A fost un moment când spuneam despre confruntarea dintre David și Goliat. Și raportul inspirat spune că s-a dat ordin ca David să fie îmbrăcat în armura personală a împăratului. I s-a pus coiful de aramă, a fost îmbrăcat cu platoșa de metal și David pornește spre terenul de luptă. După ce merge câtva timp, se întoarce. În momentul când s-a întors, ceilalți care au văzut s-au gândit. A înțeles riscul la care se supune și a înțeles că își pierde viața dacă merge mai departe. Dar David nu s-a întors pentru lucrul acesta. Și vom vedea de ce anume s-a întors David. Pentru că spune, în momentul când relatează acolo în fața împăratului, spune, eu nu sunt obișnuit cu armura aceasta. El era obișnuit cu o altă armură. În momentul când îi explica lui Saul cum de are el curajul să meargă, îi explica, eu am biruit leul, ursul, dar el n-a avut o astfel de armură. Și atunci el se dezbracă din armura împăratului și merge cu o altă armură. Și anume, haideți să vedem. În momentul când ajunge pe câmpul de luptă, Goliat, ironic, că tu vii înaintea mea cu ce merge cu... Și ce îi spune David? Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Și eu vin împotriva ta, cum? Într-o altă armură. Și anume, eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. Aceasta era cu adevărat armura pe care o avea David și cu care el a ieșit biruitor. Platoșa noastră trebuie să fie, ne spune cuvântul inspirat, să fie neprihănirea. E posibil ca unii să creadă că sunt puternici, dar vin în puterea unei armuri personale. Iar armura aceasta nu este armura care poate să stingă toate săgețile vrăjmașului. O altă caracteristică este râvna Evangheliei. David a zis oamenilor de lângă el, cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu. Pe el îl intriga faptul că acest netăiat împrejur aducea dezonoare atât la adresa lui Dumnezeu cât și celor care erau pe câmpul de luptă. El spune mai departe, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acesta, oricât de puternic, oricât de mare, oricum ar fi el, robul tău se va duce și se va lupta cu el. De ce a avut David atâta curaj? De unde venea acest curaj? De unde venea încrederea și puterea aceasta? Acestea veneau din experiențele pe care David le-a avut anterior. Și anume faptul că David, îmbrăcat cu armura lui Hristos, cu armura lui Dumnezeu, el a ieșit învingător în alte lupte. Și ieșind învingător în alte lupte, atunci el a avut curajul și acum să pășească pe câmpul de bătălie. Și biruința. A cui a fost biruința? Poate la prima vedere spunem a cui. David a ieșit învingător, da?
Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a cui? Biruința este a Domnului. Și atunci orice om care este îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu, el are încredere în Dumnezeu, el are mintea ancorată în adevărul lui Dumnezeu, are tot arsenalul pe care Dumnezeu îl pune la dispoziție, are platoșa neprihănirii, are râvna Evangheliei, păcii, și atunci îmbrăcat în acest arsenal, el pornește înainte. Și cum pornește? El pornește biruitor și ca să biruitor. Deci, dragii mei, lucrul acesta este partea pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră. Și anume, să pornim biruitori și să biruim. Dar lucrul acesta, trebuie să înțelegem că Satan se preocupă foarte mult. Bătălia se dă pentru mintea noastră. Și atunci dacă la un moment dat, când am avut relația noastră cu Dumnezeu, o relație puternică, când am venit la Dumnezeu într-o încredere deplină de copil al lui Dumnezeu și un copil al lui Dumnezeu care am fost atât de dispuși să-L ascultăm pe Dumnezeu, așa cum erau geniile, 98% la copilul lui copil și noi ca și copii, în momentul când suntem la prima dragoste, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, dragostea din tâi, mintea noastră este total predată lui Dumnezeu în acel moment și 100% este procentul de care trebuie să fim ancorați de Dumnezeu. Dar experiența noastră nu trebuie să fie experiența studiului care l-au făcut la NASA, adică de la relația aceea puternică cu Dumnezeu, încât la început ni se părea că putem totul, cum spune Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește, de la acel moment să nu cădem și să ajungem, poate cum spun, și am întâlnit persoane care au spus, unde este Dumnezeul acela puternic? Pentru ce mi se întâmplă mie una ca asta? Și de ce se pune această întrebare? Pentru că de la încrederea aceea de copil a ajuns poate că la o încredere de 2% de adult în viața spirituală. Și atunci trebuie să înțelegem, Dumnezeu nu aceasta vrea, ci Dumnezeu vrea să fim întotdeauna 100% ancorați de Dumnezeu. Și atunci când pornim, pornim într-adevăr așa cum spunea cuvântul în Apocalipsa capitolul 6, versetul 2. Și a pornit biruitor ca să biruiască. Doresc această experiență pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Pentru toți cei dragi ai noștri care sunt poate în altă parte și pentru care ne rugăm și pe care îi vrem în împărăția lui Dumnezeu. Experiența biruinței să fie a tuturora. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.